Primăria Târgu Jiu a încasat sume importante la bugetul local pentru locurile de parcare. Până în acest moment, din cei 7.000 de cetățeni care beneficiază de un loc de parcare, doar 3.121 au reușit să achite taxa anuală. Termenul limită pentru aceștia este data de 31 martie acestui an, iar pentru cei care depășesc acest termen, vor fi aplicate penalizări de 1% pentru fiecare lună. Cea mai mare problemă sunt însă epavele pe roți, nemișcate de ani de zile, ce ocupă locuri de parcare în condițiile în care numărul de solicitări depășește de câteva ori numărul spațiilor delimitate. În ceea ce privește contractele de parcare, în acest moment există 7209 contracte active. Dintre acestea au fost achitate 3121, iar valoarea lor atinge 374.500. Termenul limită de plată este 31 martie, după care se va aplica o penalizare de 1% pentru fiecare lună întârziată. Deși ar putea aduce bani în plus la bugetul local, în mai multe zone ale orașului sunt locuri de parcare nemarcate, iar aici zac epave pe roți care nu au fost mișcate de ani buni. Proprietarii rablelor riscă amenzi de până la 2000 de lei. Se acționează pe zone prin patrularea echipajelor Serviciului Circulație Rutieră din cadrul instituției, dar și în baza testărilor primite. În anul 2017 au fost identificate 28 de autovehicule ca fiind abandonate sau fără stăpân, conform legii numărul 421/2002 privind regimul vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe domeniul public al unităților administrativ-teritoriale. Valoarea unui contract pentru un loc de parcare între proprietarul unui autoturism și primărie este de 120 de lei pe an. Valoarea unui contract pe an este de 120 de lei. Un cetățean are dreptul la un singur loc de parcare, indiferent de câte autoturisme deține. Acest lucru nu se respectă în parcările neatribuite, pentru care nimeni nu plătește niciun leu, motiv pentru care se ajunge frecvent la scandaluri.